Sală soare. Vulpea a fost găsită de locatarea unui apartament aflat la ultimul etaj al imobilului. Femeia s-a speriat și a sunat la serviciul de urgență 112. În scurt timp au sosit echipaje de poliție și pompieri, iar locatarii nu au mai avut voie să intre în bloc sau să plece din apartamente. Până la urmă, vulpea a fost tranquilizată și apoi transportată la sediul Direcției Județene de Sănătate Publică pentru efectuarea testului de rabie. Dacă noi avem ușa deschisă și în permanență, că nu am interfon la ea, că majoritatea stă chiriași, nu stă proprietari acestea. De-aia n-am pus interfon. Eu am fost alergată, speriată de câini ceva, dar era mare, frumoasă. Aici, la ușă, am găsit-o, după care a făcut cotul și s-a dus la ușa cealaltă. De acolo am luat. La fața locului s-a deplasat și primarul Râmnicului, care spune că, în funcție de rezultatul analizelor, se vor dispune eventuale măsuri care pot ajunge până la carantină. Este o situație inedită, într-adevăr, dar s-ar putea să aibă repercursiuni mai importante, în sensul că dacă se constate la analize de laborator că animalul ăla are rabie, implicit vor trebui impuse niște măsuri de siguranță. Cel mai probabil, vulpea a plecat în căutarea de hrană de pedalul Capela, aflat însă la o distanță de câțiva kilometri. Animalul sălbatic nu a rănit nicio persoană sau vreun animal de companie.